Domnule profesor, dintre toate cutremurele, a fost unul care să poată să fie prevăzut? Nu. Nu a fost unul în China în care... în 1975, în 1975, pe baza animalelor. Haideți să vorbim un pic despre asta. În 1975, chinezii observă o treabă ciudată cu animalele, da? Da. Cum se comportau animalele? Nu știu. Adică din ce apare în documente? Din ce apare, da, au avut un comportament ciudat. Stări de agitație, de... Eu cam știu, cu cât timp înainte? Cu câteva zile înainte. Deci, și s-a accentuat cu 24 de ore înainte. Cu câteva zile înainte au stare de agitație, scot sunete, vezi că sunt într-o stare care... Ok, da. Și vezi că sunt mai multe. Cu 24 de ore se accentuează foarte tare. Da. Ce fac chinezii? Au evacuat un oraș. Și câte vieți au salvat? Vreo 200, mai mult parcă, 2 milioane, nu mai știu un exact. Un număr enorm, da? Da, un număr foarte. Dar peste un an, în aceea zonă are loc un cutremur care nu a mai fost anunțat de niciun animal și au murit vreo 200.000 de locuitori. De cele mai multe ori însă, animalele ne anunță că ar putea să aibă loc ceva sau nu? E greu să spun, pentru că nu există un sistem unitar de observare a animalelor. Ei, chinezii, au avut mici grădini zoologice pe lângă școli și animalele erau monitorizate 24 de ore din 24. Și așa și-au putut da seama. Noi avem niște pești la Vrâncioaia. Atât avem? Da. Păi, și n-ar trebui să... Dacă ăsta este un element, dacă asta n-ar putea face să salvăm niște suflete, apropo de modul în care te pregătești, deci se întâmplă asta în ce an în China? În 1975. Bun, în 1975 erau multe lucruri diferite. Inclusiv modul în care puteai să evacuezi la momentul respectiv un oraș foarte mare era mult mai complicat decât astăzi, infrastructură și așa mai departe. Și cu toate astea, chinezii reușesc să facă treaba aia atunci pentru că au avut acele grădini zoologice. Da. Mie mi se pare totuși că e... În momentul în care s-ar putea ca animale să simtă cu câteva zile înainte sau cu câteva ore înainte, s-ar putea să nu simtă. Însă în momentul în care există posibilitatea să prevezi pe baza stării animalelor, nu ar trebui investi mai mult în cercetare aici? Colegii mei au încercat. Din nefericire nu au reușit, din vari motive. Nu sunt la curent exact. Știu că am participat odată la Constanța, la delfinariu, ne-am dus și la acvariu. Am instalat. Peștii simt mai mult decât celelalte animale? Cei de pești de adâncime care stau pe fundul mării, lacurilor, pentru că simt vibrații, așa unul care înoată în partea superioară a acviferului, nu cred că simte. Fetița mea are un cățel care, în momentul în care a fost cutremur în România, cu ceva timp înainte era extrem, 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 extrem de agitat. Și în momentul în care s-a apropiat, s-a dus, chiar dacă era și foarte mic, s-a dus la baie și a sărit, nu știu cum, direct în cadă. Mă gândesc, dacă asta este ceva care ne poate ajuta, poate că ar trebui făcut cumva mai mult în cercetare pentru a avea mai multe elemente în